Rapid ceferi Suceava și-a schimbat programul de pregătire pe care îl va urma în intersezon. Cu un nou antrenor pe banca tehnică în persoana lui Costelilie, formația suceveană și-a programat reunirea lotului pentru luni 18 ianuarie pe areni. După reacomodarea la efort, ceferiștii se vor axa pe pregătirea fizică în regim de cantonament, cel mai probabil în municipiul Suceava, în condițiile în care în acest moment nu dispun de banii necesari pentru a efectua un stagiu montan. Pe parcursul lunii februarie, antrenorul Costelilie intenționează să perfecteze mai multe jocuri amicale cu echipe din zona Bucureștiului. La capitolul achiziții după cările din pauza de iarnă, lucrurile sunt clare. Rapidul mai are nevoie de cel puțin patru jucători, doi fundași centrali, un atacant și un jucător sub 19 ani, care să suplinească absența lui Armand Zvichi, grav accentat spre finalul sezonului. Gruparea de pe s-a despărțit în pauza de iarnă de șapte jucători din lotul cu care a abordat prima parte a campionatului. Este vorba de portarul Cătălin Pascal, fundașii Radu Sava, Constantin Ferrariu, Paul Mateciuc, mijlocașii Cătălin Strugariu și Lucian Plăcintă și atacantul Marco Enciu. Înainte de startul sezonului de primăvară, cu șapte meciuri rămase de disputat din sezonul regulat, Rapidul ocupă locul 8 în clasamentul seriei 1 la 4 puncte de locul 6, ultimul calificabil în play-off. Ceferiștii vor relua campionatul pe 27 februarie pe teren propriu contra celor de la ACS Berceni.